Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi, haide să continuăm cu meciurile din Challenge. O să dăm și noi start la Triple Elixir Challenge și să vedem dacă ne descurcăm la fel de bine aici ca în meciurile precedente din Challenge. Începe direct meciul cu Triple Elixir. Am ales să folosesc același deck, deckul meu clasic, dar să vedem dacă este o decizie bună. Ar putea să nu fie. Ok, se duce mini peca acolo. Trebuie să scăpăm de fire, cred că aici. O să trimit și hog-ul pe partea dreaptă. Și meciul ăsta ar trebui să fie rezolvat destul de ușor din ce văd până acum. N-ar trebui să avem probleme, dar nu ne garantează că deck-ul ăsta este chiar cel mai potrivit pentru Triple Elixir. La următorul challenge, cel cu Infinite Elixir, cu siguranță vom folosi alt deck. Deck-ul pe care l-am folosit și atunci când a fost challenge-ul prima dată. Dacă vă mai amintiți, am făcut niște meciuri extraordinare atunci cu un deck care avea healer, cu mirror și alte cărți. Nu știu, o să mă uit și o să-l copiez de acolo și îl vom folosi. Bun, obținem prima victorie, da, un 3 crown. Hai să mergem mai departe. Deschidem și chest-ul, avem câteva cărți rare, destul de multe, plus Skeleton Dragons. Bun. Dăm start la următorul meci. Hai să vedem cum ne descurcăm și aici. Sper să fie la fel de ușor, sincer. Dar vom vedea. Bun, începem cu arcașele, spun și Valkyra aici. Am prins un pic din acel poison. Ok, trimitem și Hog-ul și stăm aici un Freeze, trimit și un Eros. Dăm și un Fireball, sper să prind acolo ambele arcașe, excelent! Și din păcate s-a dus pe turn acel Mega Knight. Stăm aici un Arrows. Da, și vedeți că meciul e mult, mult mai strâns de data aceasta. Va fi un pic mai greu să obținem victoria, dar nu e imposibil. Dăm și un Fireball aici să scăpăm de trupe. Trimitem focul pe dreapta. Aici dăm un Eros. Ok, Mega Knight-ul va scoate mini P.K.O. Ok. Da, trebuie să ne apărăm bine pe partea dreaptă. Să ținem de acest avantaj. Oricum, din ce văd până acum, meciul merge în direcția bună. Adică vom avem șanse să câștigăm acest și acest meci. Dăm aici un Fireball. Așa, scăpa de Mega Knight. Ăla ne putea face probleme mari. Dăm și un Eros aici. Punem pe cap pe muschetiră. Și ne apropiem de finalul partidei. Eu zic că vom obține victoria. Trimitem Fog Rider-ul. Aici vom pune Freeze cu Valkyra. Mai dăm un Fireball acolo pe turn. Da, și prindem o grămadă de trupe. Dar nu prea mai are ce să facă, mai sunt doar 10 secunde din meci.
Și chiar dacă să zicem că ne-ar scoate turnul din dreapta, n-ar mai fi mult și l-am scoate și noi pe al lui din stânga. Bun, avem a doua victorie. Hai să mergem mai departe. Hai să vedem ce ne alegem aici. Băi, poezul nu e bun. Ar fi o... Ok, hai să mergem așa. Dăm deja start la următorul meci și sper eu să obținem o nouă victorie. Începem cu arcașele din spate. Ce-mi plac mie deck-urile cu... cu elixir golem când e în echipa adversă. Hai, prietene, vino aici. Da, deck-ul ăsta cred că era mai degrabă bun în Infinite Elixir. Da, nici acolo nu cred. Ok, trimitem aici un push cu Hawk și Mini P.E.K.K.A. Dăm și un freeze. Așa ar trebui să-i scoatem turnul din dreapta. Să vedem. Nu e nimic garantat. Oricum, din ce văd până în acest moment, mergem destul de bine cu acest match. Da, nu prea are cum să ne mai oprească. Da, și probabil a renunțat. Excelent. Oi, un nou trick round. Un match destul de ușor, să am putea spune. A început el foarte în forță acolo. Credea el că ne rupe, dar n-a fost așa. Bun. Ne luăm și următorul reward. Ultimul este un giant chest. Hai să dăm drumul și la ultimul match. Păi, și avem un parcurs perfect până în acest moment în Triple Elixir Challenge. Începem cu Mini P.E.K.K.A. O să trimitem Pog-ul cu arcașele și vom da un freeze aici. O să dau și un fireball. Și vreau să prind și să prind și electroul de acolo, dar nu e problemă. Ok, punem aici Valkyra. Ar trebui să scăpăm de Sparky imediat. Da, scăpăm fără hit. Și avem un push din nou destul de bun. Da, din păcate nu avem timp să punem și freeze-ul. Punem un pic mai întârziat. Dăm aici un Eros și haide să ne apărăm. Hai să ne apărăm. O să avem nevoie de un nou fireball aici. Ok, pune Mini P.E.K.K.A. Da, băi, deck-ul cu Spark e destul de imprevizibil. Adică poți să crezi că ai meciul sub control și deodată să se întoarcă roata. Pune Sparky, perfect. Dacă aveam și racheta în loc de fireball, era rupere, n-avea nicio șansă. Oricum, ne ținem destul de bine și cel mai probabil va fi o nouă victorie. Punem aici un Mini P.E.K.K.A. Trimitem focul pe partea stângă. Trimitem și arcașele. Și oare reușim noi, da? Am reușit să prindem și Mini P.E.K.K.A.-ul și ambele turnuri. Și l-am executat pe băiat.
Poate reușim trick sau nu. Ar trebui să se întâmple acest lucru. Hai să vedem. Se ducă pe turn mini Pekau și îi vom scoate turnul de acolo. Cu puțin noroc am fi luat trick sau nu. Oricum, important e că am obținut victoria. Hai să vedem și ultimul reward. Avem aici un giant chest. 2961 de gold, avem prinț, Skeleton Dragons, Fire Spirit și Mini Pekka. Bun. Hai să donăm repede și prin clan. O să deschidem și acest silver chest. Avem 140 de gold, 2 furnace-uri și Skeleton Dragons. Excelent. Și mai acest golden chest care se va deschide și el imediat. Până atunci, hai să vă mai arăt ce s-a mai întâmplat în War. Vedem că am trecut pe locul 2. Pe primul loc se află Tomorrowland, care au cu 5.000 de badge-uri mai multe decât noi, dar ne-au și atacat. Vedem aici că ne-au distrus turnurile, care probabil se vor reface în curând. Dar nu știu exact cum funcționează momentan. Și vedem că putem să ne dăm și noi răspunsul, da? Revanșa, să-i atacăm pe ei. Doar că momentan trebuie să aștept acel cooldown de 13 ore este în momentul de față, până când vom putea ataca din nou. Ok. Bun. Cam asta e cu War-ul. Trebuie să-i rupem și trecem din nou pe prima poziție. Următorii văd că stau destul de departe de noi, adică la jumătate de puncte. Bătălia se va da între noi și Tomorrowland. Bun. Între timp s-a deschis și s-a completat și Golden Chest-ul. Hai să-l deschidem. Avem 595 de gold, Royal Delivery, Goblin Hunt și Skeleton Dragons și încă o carte și Giant. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!